Salutare, dragilor, bine v-am găsit la un nou repap și a trebuit pentru repap ăsta să mă uit pe Goodreads să văd ce Dumnezeu am citit, pentru că nu știam când a început octombrie, când s-a terminat. Am senzația că eu v-am mai vorbit despre cărțile astea și cred că v-am mai vorbit în daily vlog-uri, nu știu dacă v-am mai vorbit efectiv în clipuri. Dacă v-am vorbit, înseamnă că chiar mă sclerozez de tot. Cert este că a trebuit să mă consult cu Goodreads, să văd ce Dumnezeu am citit eu în octombrie, că am și uitat, efectiv. Dar știu că suntem deja la jumătatea lunii, am trecut deja de jumătatea lunii noiembrie, dar acum am putut să fac clipul ăsta, so bear with me. Și ca repap general, să știți că am terminat 17 cărți, ceea ce nu mă așteptam, adică mă așteptam să fie mult mai puține, v-am zis că nu am ținut pasul cu ele, nu mai știam care, ce, cum. Am terminat 7 cărți. O parte din ele sunt interesante, de o parte nu sunt atât de încântată, în fine. O să începem rapid cu o carte de Lucy Foley, și anume Apartamentul din Paris. O carte destul de interesantă, nu știam eu foarte multe, nu știu dacă știți, dar mai există încă o carte care se numește Apartamentul din Paris și o confundam cu aceea. Aia are cumva un plot mai romantic, ca să spunem așa. Aici avem doi frați vitregi, cred că-s vitregi, parcă, așa, un el și o ea. Ea ajunge în Paris, la fratele ei, pentru că el îi promisese că de fiecare dată când o să aibă nevoie, el o să o găzduiască și o să o ajute și o să aibă grijă de ea. Și ea se află într-o situație destul de neplăcută. Ce auziți este Woody care dărâmă caloriferele, nu-i problemă. Și ea se duce la el în Paris ca să îl facă să se țină de promisiune și când ajunge acolo el nu este, e dispărut. Da, și prin niște mijloace nu tocmai ilegale și nu tocmai ortodoxe, să spunem, intră în apartamentul lui și începe să investigheze. Mă, unde e omul? Că trebuia să fie aici, îmi promisese că o să mă aștepte, că o să vină după mine la gară. N-a venit după mine la gară, de ce? Unde Dumnezeu este? Și ușor își dă seama că s-a întâmplat ceva cu fratele ei și nu numai că s-a întâmplat ceva cu fratele ei, ci că oamenii din clădirea în care stătea fratele ei sunt foarte suspecți. Pentru că stătea într-o clădire din aia tipic pariziană, știți? O clădire din aia veche, cu câteva apartamente, ferestre înalte, știți cum sunt alea tipic pariziene, așa. Și își dădea seama că, băi, stai un pic, că frate meu, în primul rând că nu și-ar permite să stea aici, deci asta o e o dată suspect. În al doilea rând, oamenii de lângă, vecinii, colocatarii, sunt suspecți, pentru că toți se purtau ciudat cu ea. Și află ce s-a întâmplat, pe final de carte află ce s-a întâmplat cu fratele ei, care e legătura dintre acei colocatari. Cred că am făcut un reading vlog, nici nu știu, cred că a apărut un reading vlog pe canal. Și de-aia mi-aduc eu aminte că v-am vorbit de cartea asta. Ideea este că eu am mai filmat mai multe reading vloguri și octombrie și noiembrie. Am început mai multe reading vloguri, dar din vari motive nu le-am dus la capăt. Și atunci capul meu este foarte agitat și foarte așa, amețit. Bun, deci Apartamentul din Paris, Lucy Foley, 5 stele, mi-a plăcut foarte, foarte tare, chiar mi-a plăcut. E thriller, e bună, așa. Apoi, o autoare pe care o iubesc și de la care vreau să citesc și celelalte cărți decât binecunoscută ei serie, și anume Colega de birou, de Frida McFadden. Acum, eu am auzit păreri împărțite despre această carte, pentru că lumea nu este foarte convinsă de Frida McFadden și de obicei așa se întâmplă. Când întâlnești un autor prin prisma unei serii, tot ceea ce a scris înainte sau după seria respectivă compari cu seria aia, dacă te-a atras foarte tare. Și cum Frida McFadden a scris Menajera și știți Secretul Menajerei și știți toată povestea cu seria aia, ei bine, am auzit păreri pro și contra acestei cărți, cum mulți o criticau pentru faptul că are același stil ca Menajera.
Știți ceva? Pe mine nu mă deranjează când un autor are același stil. Mie mi se pare cumva chiar foarte ok. Pentru că în ziua de astăzi este foarte greu să te evidențiezi ca autor și atunci când îți formezi un stil al tău propriu și mergi pe el, mie mi se pare că e chiar foarte ok. Da, poate să devină la un moment dat plictisitor și previzibil pentru oamenii care îți citesc constant cărțile, dar de-aia este frumos și bine să facem pauze de la autorii respectivi și să-i citim respirat, așa, nu, pe tot, nu tot odată, da? Dar îmi place că iarăși este o carte în care se pun foarte multe teme sociale la, aici, la, la bătaie. Se dezbat niște teme din astea sociale foarte puternice, cum ar fi integrarea oamenilor cu anumite probleme sau anumite tulburări de personalitate sau bullying-ul, iarăși are un, este o temă foarte importantă. Bullying-ul care îți poate lăsa anumite urme în viață și nu vorbim aici numai de cei care sunt abuzați, ci și de abuzatori. Că aici avem pe cineva care în liceu era un bully și acum se confruntă, trage ponoasele în continuare. După zeci de ani de la liceu, trage în continuare în ponoasele. O avem pe Natalie, care este colegă cu Don. Don se pare că lipsește. Don este o persoană care are un program foarte strict, ne duce cumva cu gândul iarăși că este o persoană din spectru autist. Are un comportament foarte previzibil, adică este foarte riguroasă, are un comportament foarte previzibil. Și Lunetele îi atrage atenția că într-o zi nu este la birou și începe să investigheze treaba asta. Băi, e clar că s-a întâmplat ceva cu ea din moment ce nu și-a luat concediu, nimeni nu știe de ea. E clar că s-a întâmplat ceva și mergând la ea acasă să investigheze, să vadă dacă este bine, ajunge să constate că acolo s-a întâmplat ceva la ea acasă și ce tot felul de investigații, apare poliția pe fir, Natalie ajunge să fie acuzată de crimă și povestea se complică foarte, foarte tare. Nu o să vă zic mai multe pentru că sunt multe detalii aici amestecate, dar a fost interesantă și mi-a plăcut și mi-a plăcut că la un moment dat, iarăși, Frida McFadden se joacă iarăși cu mințile noastre și iarăși personajele bune devin personaje rele și personajele rele nu sunt atât de rele, știți? Și că în stilul ei tipic, niciunul din personaj nu este... Și în stilul ei tipic și caracteristic, niciunul din personaje nu este curat. Adică toți sunt morally grey, dacă e să o luăm. Într-un fel sau altul, toți au o bubă și toți au o problemă, doar că ajungi să-ți dai seama că, băi, la un moment dat anumite lucruri nu sunt atât de rele când stai și compari. Da, mi-a plăcut foarte tare cartea asta și chiar vă recomand, i-am dat tot 5 stele, fiindcă mi-a plăcut și am citit, știu că am trecut foarte repede prin ea. O carte cu care nu m-am înțeles atât de bine și cumva cred că mă așteptam să nu mă înțeleg atât de bine, dar am trecut totuși peste ea, este Nebuni și muritori a lui Bernard Cornwell. Bernard Cornwell, care a scris seria Ultimul Regat și eu când am luat câteva cărți din seria Ultimul Regat, din care nu mai găsesc nicio carte spre nefericirea mea, am luat și cartea asta și aveam o vagă senzație despre ce este vorba, dar nu eram eu foarte, foarte sigură. Îl avem ca protagonist principal pe fratele lui William Shakespeare, cred că Henry, parcă îl chema, nu mai țin minte, parcă Henry, că ținea în minte că are tot nume de rege, care este în trupa lui Shakespeare, lui William Shakespeare, sau Richard, unul din astea două nume, că era nume de rege în orice caz, Henry sau Richard, cred că Richard totuși, așa, în fine, deci acest frate mai mic al lui Shakespeare este în lui William Shakespeare, este în trupa lui de teatru și este ținut ca de trepăduș acolo, primește toate rolurile proaste, pe vremea aia, dacă erai considerat actor de mâna a doua, cum oricum cam toți erau considerați, primeai roluri de femei, pentru că la vremea respectivă, pe vremea lui William Shakespeare, rolurile de femei erau jucate de bărbați, da? Deci, treaba cu travestitul nu e de acum, e de foarte mult. Așa, e de pe vremea grecilor chiar. Nu-i dădea fratele lui William, nu-i dădea
roluri importante și el se gândea să părăsească trupa. Și numai bine că până la urmă se decide, se întâmplă tot felul de lucruri, este o chestie destul de alambicată cu trupele de teatru, cumva ne introduce în atmosfera perioadei respective, pentru că la vremea respectivă erau trupe din astea de teatru, erau considerați, teatrul ăsta era considerat mai degrabă un teatru ambulant și era o întreagă luptă între trupele astea de teatru și care să scoată o piesă care să-i aducă, să-i atragă atenția reginei, Elisabeta I, care să fie, care din trupele de teatru să fie protejate de nobili, să fie sponsorizate și așa mai departe. Era o întreagă mâncătorie, cum am zice noi în ziua de astăzi, și o întreagă nebunie, cum de altfel este și în ziua de azi, nimic nou până aici. Așa, și acest frate mai mic al lui William Shakespeare tot cochetează cu ideea de a pleca din trupa de teatru în care era, într-o altă trupă, cu speranța că o să primească roluri mai bune. Și până la urmă urmei îi stoarce promisiunea lui William că o să-i dea un rol mai bun, William, având oricum tendința de a-și bate joc de el și de a-l denigra constant și de așa. Și așa că, mă rog, se întâmplă foarte multe lucruri, e destul de alambicată povestea, nu știu să vă zic acum, să vă dau ce să vă zic, să nu fie spoilere. Cert este că pe parcursul cărții astea se discută foarte mult despre scrierea unei, visului unei nopți de vară. Și se fură piesa, după aia reușesc să o fure înapoi, să o recupereze, e o întreagă învălmășală, și pentru că fratele ăsta mai mic al lui William Shakespeare, Richard sau Harry, n-am reținut, v-am zis, reușește să o fure înapoi, până la urmă îl obligă pe William Shakespeare să-și țină promisiunea de a-i da un rol important într-o piesă, astfel încât să poată și el să câștige mai mulți bani, pentru că practic erau plătiți cu absolut nimic. Ăștia de erau, cu cât era actorul mai mic, ca și în ziua de azi, cu cât ești actor mai insignifiant sau ai un rol mai neimportant, atât ești plătit mai puțin. No. Și da, a fost interesantă carte pentru că a reușit să mă introducă iarăși în atmosfera asta. Și ce am observat la Bernard Cornwell și din Ultimul Regat este că reușește să facă foarte bine treaba asta, să te introducă în atmosfera aia, că îți povestește perioada danezilor, când triburile daneze atacau triburile din Anglia, sau că îți povestește din perioada elisabetană sau din orice perioadă din asta istorică, îți povestește, te introduce foarte frumos în atmosfera aia și simți că ești acolo în perioada aia și cumva aveai senzația că îi văd, chiar sunt acolo și că, băi, chiar pot să pun mâna pe personajele astea. Dar în realitate n-a fost cine știe ce carte, adică a fost cam insipidă. Da, nici nu sunt eu o mare amatoare de Shakespeare, adică mie nici nu îmi place Shakespeare, cel puțin până în prezent nu m-a atras nimic așa în mod deosebit, așa că, da, nu pot să zic, am rămas oricum cu intenția de a citi măcar câteva piese de Shakespeare, astfel încât să nu mai am doar o idee preconcepută, ceea ce cred că v-am zis în reading vlog, da? Și în a-mi face efectiv o impresie despre piesele lui de teatru. Apoi o carte pe care m-am văzut nevoită să o abandonez, fiindcă n-am mai putut cu ea. Deci am dus-o undeva până la jumătate și n-am mai putut cu ea, și este o carte care a fost foarte populară anul trecut și chiar îmi promisesem că o să o citesc și eu. O lume fără bărbați, de Christian Swenay Baird. Este o carte ce a fost, culmea, scrisă, am aici un șervețel de la Mozart din Cluj. N-are nicio treabă cartea asta, că nu atunci am luat-o, dar da, am șervețelul ăsta rămas de la Mozart și a rămas în carte, pe post de semn. Practic, cartea asta a fost scrisă înainte de pandemie, dar culmea a fost și publicată înainte de pandemie și este vorba despre o pandemie aici, cumva, în mod ironic. O pandemie a unui virus care afectează exclusiv bărbații mor. Practic, bărbații mor. Și este o carte foarte interesantă din perspectiva scenariului în care stăm și ne gândim ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea bărbații de pe lumea asta. Clar că n-ar fi foarte ușor,
Dar în egală măsură am observat că tendința aia misogină a bărbaților de a le denigra pe femei, chiar și atunci când au nevoie maximă de ele, rămâne și cu cât au mai multă nevoie de femei, cu atât le denigrează mai tare și devin mai misogini, ceea ce este perfect adevărat. Unde mi s-a rupt mie filmul cu cartea asta este în momentul, a fost în momentul în care, ok, s-a găsit antidotul pentru virus, s-a găsit vaccinul pentru virus, s-a găsit o posibilitate de a stopa această pandemie și de a-i salva pe bărbați, pentru că totuși nu putem trăi într-o lume fără bărbați 100%. Și problema a fost că, nu știu, mi s-a părut că a dat un derizoriu, adică cercetătoarea care a descoperit vaccinul pentru acest virus, a început să vândă vaccinul, ceea ce e firesc, e perfect normal să se întâmple, adică nu trebuia să-l dea pe gratis, dar după aia a început să dea într-o polemică din asta care efectiv era a dat-o în derizoriu și m-a enervat și nu mi-a plăcut și a început să se devină banală și stăteam și mă gândeam, eram pe la jumătatea cărții și zic ok, s-a întâmplat pandemia, ne explica ce s-a întâmplat cu mor bărbații și așa mai departe. Și după aceea s-a găsit antidotul și ce mai rămâne? Adică o dă într-o polemică din asta banală care pe mine oricum mă plictisește și am trecut deja și noi fizic prin ea și am zis, da, nu pot cu ea. I-am dat o stea pentru că nu pot. Poate ar mi fi meritat 2 stele pentru că am înțeles premisa, am înțeles ce a vrut să facă autoarea, am înțeles unde a vrut să bată, dar stilul de scriere m-a enervat, efectiv, cred că mai mult decât orice. Cred că stilul ei de a scrie. Sunt acolo câteva personaje interesante. Sunt femei care sunt părăsite de bărbații lor pentru că ei și-au dat seama că s-ar putea să mor, mă duc să-mi trăiesc viața și viața mea nu e lângă tine și lângă copii și eu mă duc să-mi trăiesc ultimele clipe de viață fericit și după aia se întoarce cu coada între picioare. Sunt femei cărora le mor soții, deși îi iubesc la nebunie, sunt femei care își ucid soții. Sunt tot felul de scenarii din astea, sunt interesante. Repet, am înțeles ce a vrut să facă cu cartea. Nu mi se pare că i-a ieșit 100%. Apoi, o carte, iarăși foarte populară, foarte. Anul trecut a fost în nebunie cu ea, Legends in Latte, de Travis Baldry. O carte foarte populară, foarte interesantă, care ar avea o premisă foarte bună, dar mi s-a părut bănăluță. Poate am depășit eu limita de vârstă, deși nu cred neapărat că există treaba asta cu mici excepții, nu cred că trebuie să citești la o anumită vârstă anumite cărți, știți? Adică, sau că până la o anumită vârstă trebuie să fi trecut prin anumite cărți. Nu cred în chestia asta, dar, nu știu, mi s-a părut cumva banală, copilăroasă, adolescentină cartea. A fost simpăticuță, dar nimic din ce n-am mai încercat până acum, nimic din ce nu știu, ce n-am mai văzut până acum și iarăși ideea asta constant că trebuie să punem personaje fictive în locul unor personaje umane. Adică dacă în loc de o orcă și un balaur am fi avut aici oameni normali, ar fi fost și mai banală povestea. Dar a fost ok, a fost relaxant, a fost, da. Avem o mică igă, ogăr, balaur din ăla, cum e Shrek, așa, care se duce care își lasă viața ei de criminal în urmă, de criminal plătit în urmă și se duce într-un alt oraș, domeniu, sat, ceva, unde nimeni nu știa de cafea și deschide o cafenea. Și cum sunt toate piedicile pe care le întâmpină, cum reușește ea să-și facă prieteni și să-și găsească o familie, este aspectul ăla de found family, care e frumos și tot felul de piedici pe care le întâmpină și cum vine viața ei anterioară, vine să o muște puțin de spate pentru că ne-a lăsat lucrurile tocmai în regulă acolo. Dar partea și mai dezumflantă, să zic așa, dacă există acest termen, este că rezolvarea tuturor
problemelor ei vine dintr-o sursă total atipică, care nu prezintă încredere. Adică mie nu mi-a dat încredere. Dacă s-ar întâmpla în viața reală așa, să se rezolve problemele mele așa, mi-aș pune mari semne de întrebare și aș fi foarte circumspectă, știți? Adică nu m-aș baza că o să fie bine. Dar, mă rog, unora le-a plăcut. Și mie mi-a plăcut, i-am dat 3 stele, dar nu m-a dat pe spate. O altă carte pentru care am văzut că sunt... M-am spus că nu m-a dat tot așa pe spate și a fost foarte supărată și mă așteptam la această reacție. Din cer au căzut trei mere de Narin Abgarian sau Narine Abgarian, că am auzit ambele variante, nu știu exact cum e corect. Carte care are acțiunea în Armenia și creierul meu a zis ori Algeria, ori Albania, ori numai Armenia nu nimeream. Da, mi se întâmplă câteodată de la dislexie, așa. O carte, cum să zic, interesantică, dar mie nu mi s-a... Am înțeles fascinația oamenilor pentru... lumea aia de la țară, că era practic, avem practic un sat cu oameni în vârstă, unde cel mai tânăr locuitor, cea mai tânără locuitoare are 56 de ani și ni se povestește parcursul vieții unora din acești locuitori. Și la sfârșit se întâmplă ceva miraculos cu femeia asta de 56 de ani. Chestia asta, v-am zis, chestia asta că ești completată ca femeie, deci ea acceptase faptul că nu are copii, nu este căsătorită, este ok și că viața ei așa este și în regulă și să vii la final să-mi spui că a găsit împlinirea supremă pentru că a rămas însărcinată, mi se pare că e trasă de păr, știți? Adică hai să le băgăm iarăși pe gât femeilor că numai dacă au copii sunt împlinite. Știți? Și știu că nu vă place treaba asta, dar mie asta îmi sugerează cartea. Adică prima dată îmi spune că ea e împăcată cu faptul că nu s-a măritat, că nu are copii și că nu știu ce și așa, că își trăiește viața așa, după care vii și îmi spui, a, păi nu, ea de fapt acum a cunoscut împlinirea supremă pentru că are copil. Nu, nu e ok. Asta odată. Și înțeleg entuziasmul pentru cartea asta, fiindcă prezintă o lume... de la țară, foarte arhaică și cumva ferică și poate mulți nu au ajuns să aibă așa ceva, nu au avut în copilărie. Mi-ați mai scris unele dintre voi că v-a plăcut cartea tocmai pentru că v-a amintit de copilărie. Da, este un aspect pe care pot să-l înțeleg, dar raportat la ce am trăit eu în copilărie, un sat în care am trăit eu în copilărie și nu era așa de wow, nu știu, este mult peste. Și de aia pe mine nu m-a impresionat. Adică nu m-a impresionat nici aspectul ăsta de, de trăit la țară. Nu m-a impresionat nici ideea că ești împlinită ca femeie dacă faci copii. Știți, nu m-a i-am dat 3 stele, mi-a plăcut în esență. Nu e o carte rea, dar nu m-a dat pe spate. That's it. Și ultima carte pe care încă nu o am, dar o să o am cât de curând, este Patriot. Cartea de memorii a lui Alexei Navalny, despre care știu sigur că am făcut un clip în care v-am povestit despre carte și nu o să vă țin foarte mult să vă mai zic acum, dar este o carte foarte înduieșătoare și este o carte de memorii / jurnal, este o amestecătură pentru că, așa cum zice și el, a plecat fiind o carte de memorii și după aceea fiind închis, după ce a fost otrăvit. A ajuns o carte jurnal pentru că așa au fost condițiile și nu i s-a permis decât să scrie câteva pagini și așa nu au ajuns toate paginile scrise de el, nu au ajuns la familie și la avocații lui. Alexei Navalny, pentru cine nu știe, a fost cel mai puternic opozant al lui Putin, s-a opus cu îndârjire lui Putin și a încercat prin foarte multe mijloace să-l demaște atât pe Putin cât și oligarhia rusă și să arate lumii cât de bogați sunt ei în comparație cu sărăcia în care îi țin pe ruși, corupția din Rusia și așa mai departe. Vă recomand să mergeți la clipul ăla pentru că v-am zis acolo că este o carte pe care aș recomanda-o tuturor, mai ales acum în perspectiva alegerilor de la noi. Eu aș recomanda cartea asta tuturor.
Pentru că suntem fix pe făgașul ăla pe care era Rusia înainte de Putin și manipularea pe care am simțit-o acolo din partea lui Putin, o simt și acum la noi și dacă nu facem ceva serios, fără a vrea să transform canalul ăsta în politică sau în ceva de genul, Doamne ferește, ajungem exact ca rușii la ora actuală și credeți-mă că nu-i deloc roz și ce știm noi despre ruși este total pe dos față de ce e acolo. E rău de tot, e mai rău decât vă puteți imagina. Asta numai așa din spusele lui Navalny, cât a putut și el să spună, că nu a putut să spună tot. Pentru cine nu știe, Alexei Navalny a murit anul ăsta în februarie. A fost omorât, practic, pentru că, na, când intri în Siberia, în închisorile ruse, nu prea mai ai șanse să scapi. Și, a fost publicată cartea asta de memorii de către soția lui. Și, e o carte înduioșătoare și o carte care trebuie citită pentru că îți deschide ochii cu privire la foarte, foarte multe lucruri. O carte interesantă din perspectiva mea și merită să-i acordați atenție. Bun, cam astea am avut eu de zis pentru astăzi. Sper să încerc citirii voi în octombrie. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!